Elevii Cercului de Chimie Experimentală din cadrul Palatului Copiilor din Giurgiu au marcat astăzi Ziua Mondială a Apei. Evenimentul se celebrează în fiecare an la data de 22 martie. Acțiunea dedicată acestei zile a fost una interactivă și s-a desfășurat în incinta Palatului Copiilor din municipiu. Pentru al treilea an consecutiv, partener al evenimentului a fost Sistemul de Gospodărire a Apelor Giurgiu. Astăzi, 22 martie, celebrăm la Palatul Copiilor Ziua Mondială a Apei ca în fiecare an. În acest sens, elevii de la Cercul de Chimie Experimentală se confruntă într-un concurs pe tema apei, au realizat de asemenea o expoziție de postere pe tema apa și viața și vor viziona și un film intitulat Apa, miracolul vieții. Apele Române este partenerul acestei acțiuni pentru al treilea an consecutiv. Cu ocazia acestui concurs se vor înmâna diplome de implicare ale copiilor în această activitate, precum și alte premii, având în vedere că ei sunt chimiști la început, ca să zic așa. Noi le vom oferi materiale de laborator pentru a le ușura activitatea în acest sens. Sub sloganul Apa, miracolul vieții, 15 elevi de la 5 școli din municipiu au demonstrat că dețin informații importante despre apă și importanța ei în viețile noastre. Școala numărul 2 de asemenea primește 10 puncte. Felicitări! Școala numărul 4, 10 puncte. Felicitări! Școala numărul 5, 10 puncte. Și școala numărul 8, 10 puncte. Felicitări! După mai bine de o oră, timp în care elevii au răspuns la întrebări, s-au desemnat și câștigătorii primului loc în clasament. Este vorba despre elevii școlii numărul 1. Locul 2 în clasament a fost ocupat de școala numărul 8, iar cel de-al treilea loc a fost ocupat de elevii școlii numerele 4 și 2. Partenerii acțiunii i-a răsplătit pe câștigători cu premii.